și multă binecuvântare. Mă bucur foarte, foarte mult să fiu cu dumneavoastră și nu vreau să spun prea multe, doar vreau să spun că vă mulțumesc din suflet pentru toate rugăciunile și toată dragostea pe care mi-ați arătat-o în tot acest timp. Să știți că Domnul este bun în orice vreme. Amin. Și bunătatea Lui o vedem și în vremurile când ne ridică, ne sprijinește, dar și în vale. Acolo se vede parcă cel mai mult bunătatea Lui Dumnezeu. Și cu toți oamenii cu care vorbesc le spun, nu știu cum puteți să nu îl chemați pe Dumnezeu, dar să știți că, mai ales în domeniul ăsta al cancerului, inima oamenilor parcă altfel se îndreaptă spre Dumnezeu. Și parcă altfel percep viața și trecerea și toate cele. Așa că, până la urmă, fiecare lucru este în viața noastră cu un scop măreț. Îi mulțumesc Domnului că și de data asta m-a ridicat și cel neprihănit zice că poate să cadă, dar se tot ridică, că Domnul ne ține de mână. Fie Domnul glorificat. Prețuiți-L pe Domnul. Am o cântare care mereu o cânt și zic, versurile poate o știți și dumneavoastră, să nu pot niciodată să vârși fără tine vreun pas, să mă las, o Iisuse, de toate, dar de tine nici când să nu mă las. Deci putem să ne lăsăm de toate celelalte, pentru că oricum tot pe cont propriu am venit în lumea asta, adică pe cont propriu, adică de unul singur, că Domnul ne-a adus, și tot câte unul vom pleca, nici cu soț, nici cu soție, nici cu copii, nici cu prieteni, nici cu bunuri, cu nimic, doar noi și Domnul. Așa că ar fi bine toată viața să o vedem așa, unul la unul, noi cu Dumnezeu și niciodată să nu ne lăsăm de El. Pentru că n-avem, vă spun, nimic n-avem mai prețios decât pe Domnul. Ieri vorbeam cu o nepoată, soția unui nepot de-al meu, de fapt, și îi ziceam, draga mea, privește viața ca un dar de la Dumnezeu, și i-am zis, are ceva probleme, și zic, oriunde te-ai duce să vizitezi, zic, n-am vizitat eu mult din lumea asta, dar cât de cât am vizitat ceva, toate sunt o bucată de pământ. Am mers, că nu vreau să mă laud, dar așa a fost conjunctura și prietena mea m-a dus acolo, în Los Angeles, unde e Walk of Fame, unde zici, wow, acolo e o bucată de pământ, mizerie și tot ce vrei să găsești ca oriunde pe pământ. Știi, și am zis, oriunde te-ai duce, nu vei găsi împlinire. Împlinirea este în Dumnezeu. Ne bucurăm, slavă Domnului! Dacă mă uit de aici și văd Dunărea, deja îmi crește inima, îmi place apa foarte mult, ne bucurăm de tot ceea ce Domnul a creat și totul e minunat, dar nimic nu e mai minunat decât El. Așa că vă încurajez și pe voi, tinerilor, aveți viața înainte, niciun pas fără Domnul. Pentru că unde El, acolo e belșug, acolo e binecuvântare. Și pe noi ăștia mai tineri ne încurajăm. Domnul să ne ajute să ne ținem de El. Trăim vremuri în care, sincer, eu am văzut foarte mult lepădare de credință, lepădare de Domnul în jur. Chiar oameni la 70 de ani, care au umblat cu Domnul 40 de ani, au tendința să îmbrățișeze mizeria lumii. Și am zis, cum e posibil? Doamne, să nu ne lași! Doamne, să nu ne lași! Ține-ne inima strâns legată de Tine! Așa că asta e încurajarea mea. Domnul e cel mai prețios. Fiți binecuvântat!